Bun salutare tuturor, numele meu este DS și astăzi se pare că a venit Moș Crăciun puțin mai rapid la mine, aducându-mi direct un mystery shirt, băieți. În această cutie am un tricou de fotbal, dar nu știu de la ce echipă este un mystery shirt, în continuare este sigelat, sper că se vede. Iar în acest videoclip vom încerca să câștigăm Liga Campionilor, să facem câteva transferuri cu echipa care va deține acest tricou. Dar înainte să începem acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe ca să facem 10.000 de abonați cât mai rapid și neapărat pe butonul de like pentru a avea mult mai multe clipuri de genul. În momentul în care veți intra pe acest site veți vedea mai multe modele pe care le dețin, iar dacă apăsăm pe cumpără, acum avem aici băieți cele 3 posibilități de tricouri misterioase. Avem un mystery shirt pentru bărbați, ceea ce am primit eu, avem pentru bebeluși și pentru copii. Iar pe contul lor de Instagram vedeți aici mai multe modele de tricouri plus foarte, foarte multe concursuri dacă vreți să participați pentru a primi și voi unul de genul. Și momentul mult așteptat am deschis cutia, am desigilat-o și pentru prima oară o să văd ce se află în interior. Uf, sper să-mi placă foarte, foarte tare, iar dacă-l deschid, normal că, da, fail. Tricoul tău misterios a sosit și avem pe spate echipa, liga și țara. Oricum se vede, cred că foarte, foarte puțin, este roșu. Iar tricoul măreț pe care l-am primit este de la... Opa, stați că este învelit. Tricoul pe care l-am primit, băieți, gata, acum se vede perfect. Este de la Bayern München cu sponsorul la blană de la Telecom. Eu folosesc Digi, dar la cine tau băieții, cred că trebuie să mă mut. Sper să nu stau de supărător pe filmare și... Opa! Uitați, băieți, în sfârșit, marele tricou, să-l vedeți puțin mai bine. Este primul tricou pe care l-am de fotbal. Hai, așa mi încep eu marea marea colecție, am pus tricoul pe mine și să știți băieți, chiar îmi place, este primul meu tricou de fotbal și modelul pe care l-am primit cel puțin este foarte foarte calitativ. Și dacă aveți un prieten care este pasionat de fotbal, să știți că acesta este un cadou numai bun de Crăciun, pachetul poate să ajungă în una-două zile, deci cel puțin eu recomand dacă vreți să faceți un cadou mai inedit mergem direct în Germania și facem băieți marea, marea carieră, dar o să ne fie extrem, extrem de ușor să reconstruim această echipă. Grupa noastră va fi normal cu Barcelona, Benfica și Dinamo Kiev, iar la buget de transferuri ar fi indicat să ne aducem ceva, dar cred că vom continua fix așa. O să ne băgăm și într-un turneu amical, chit că nu prea avem ce face. Eu sper că avem un buget cât de cât de transferuri. Iar în momentul în care ne uităm, vedem că avem 100 de milioane, este un buget nu mai bun și mari modificări nu prea avem de făcut. Îmi spuneți și mi-a vă frumos ce ați mai putea adăuga, că nu știu, uite, hai poate un Ne neapărat, cel mai bun răbă posibil. Poate benzi, dar în rest ce să mai adăugăm băieți, poate un cam de rezervă cumva. Avem o super, o super echipă în acest moment. Deci în primul și în primul rând ar trebui să facem un rb, după care vom vedea ce transferuri vom mai face, simulăm primul match, băieți din turneul amical, unde vedem că avem parte de un egal cu Real Sociedad și deja o echipă este interesată să-l achiziționeze pe Nkunku, dar primim ofertă pe Tolisso, un jucător mai slăbuț, vedem dacă putem scoate totuși o sumă de bani. Încep discuția de la un 40 de milioane vedem că nu vor să dea mai nimic Oricum mai puțin de 35 nu accept la momentul actual Mai avem timp peste de bea începutul lunii Vedem că cu Aston Villa scoatem o victorie și încă un egal, dar trecem mai departe, dar din păcate nu mai primim nicio ofertă de transferuri și pierdem la penaltiuri în semifinală în turneul amical, o ofertă pentru Sanei care de bea a venit. Roca se pare că își va schimba poziția în cămă ceea ce îl ajută foarte puțin. După care primim o ofertă. Barcelona îl vrea. Băi, și un schimb interesant, dar din păcate eu nu prea sunt interesat de acest apărător, dar dacă vor cu un schimb, îl putem readuce oare pe Dembele la noi, dar scăpăm de o bandă, nu știu ce să zic, mă mai gândesc. Am putea încerca totul schimbul carierei, să-l pe Pedro la noi. Marfi, Petri, un mare, mare talent și aș cam vrea un 40, vă exagerez, 40 de milioane și Petri. Și mă treabă dacă îl vreau pe Ansufati. Mă, ce avești nebun la cap? Sincer să fiu, nu l-aș vrea pe Ansufati, dar a rămas impresionat și o să întreb direct din un 110 milioane fără absolut nimic la semnătură și ne înțelegem, 110 milioane pentru Sane. Tu te dat liniștit. Deci acum vom avea nevoie și de o bandă, să înțelegem. Și foarte mulți jucători, de fapt, și-au schimbat poziția. Nabri a devenit și el RW. Mamă, dar sper să nu regret o treabă. Cred că și Sane și-au schimbat poziția. Musiala, fostul englez, vedem că ajunge surprinzător la 79 OVR, Pavard mai bine devine apărător, dar nu crește absolut deloc la OVR, după care Chimici devine jucător pe poziția de CM și îl vom pune la antrenament cu speranța suflet că va face cât mai rapid 90 OVR, iar Sane simt că nu a crescut, cred că mi-a luat seapă mi-a luat țeapă, puteam să scoate mai mult pe acesta. Dacă ne uităm acum la Sane, cam cât ai valora? 88, am fi putut scoate vreo 130, 140, dar asta este de acum. Sane s-a vândut și avem 200 de milioane, în primi mai multe oferte de transferuri. Una este de împrumut pentru apărătorul nostru, du-te timp de un an să evoluezi. După care mai primim încă una pentru Toliso, dar nu vreau cu schimb. Voi întreba de un 35 de milioane și hai că deja este prea puțin băieți, prea puțin 30, dar nici cu atâta, nici cu atâta nu-l vrea. Trebuie mai întâi o ofertă pentru Pavard din câte vedem și pentru mai mulți jucători, acesta va pleca împrumut să sperăm, pe care mai avem încă un împrumut dar pentru 2 ani și Pavardul nostru negociem. Îmi place că reușesc să scap de foarte mulți jucători, deci o să am unde adăuga, hai că vorbim de un 35 și cred că sigur îl vindem. Întreb acum de un 33 de milioane și vedem că acceptă Mourinho, care iau cam albit acolo, Mourinho acceptă. Aș vrea ca pe poziția de răbă să-l aduc pe Hakimi, care a mai jucat în Bundesliga la Dortmund, eu zic că este un transfer numai bun. Vreau să întreb dacă doresc și cu un schimb, dacă tot, cine știe, poate avem noroc și mai scapăm de încă un jucător. Acesta și 70 de milioane refuză instant. Instant. Aici am avut timp să clipesc instant. Ei, păi în cazul acesta ne facem direct unul din cei mai solizi apărători să ne ajute aici la Bayern. Nu mai stăm să ne rugăm. Oare reușim cu un schimb? Totuși poate îl vor pe Toliso cu puțin noroc. Și un uh, 60 de milioane doar așa de început. Vedem că nu-l doresc. Atunci poate, poate pe Sabitzer ar fi cred că o idee mai bună. Chit că avem bani. Sabitzer și 50 de milioane n-a venit nicio treabă. Atunci, haideți cu un 100 fix și vedem că nu vrea, nu vrea să scadă. E, de început discutăm doar așa cu 100 de milioane. 100. Mărim la una, 110 milioane. Nu scad absolut, dar absolut deloc. Haideți să întreb de atunci de un 130 de milioane și într-un final acceptă. Lop, într-un final este de acord să ne ofere jucător, dar pe o sumă uriașă, fără clauze de risc ziliere salariul se pare că va fi mult mai mic, dar îi dăm totuși un 150 de mii cu un milion jumate la semnături iar Van Dijk este direct noul nostru apărător din păcate îl putem face pe Hakimi de abia după acest match, dar nu este nimic îl vom pune pe Hernandez aici și aici va intra direct mare Van Dijk oare dacă îl punem pe Upamecano, mamă stă pe minus 5 deci intră pușcăriașul pe poția de râbă, un mare Quixim împotriva lui Dormund în Super Cupă și avem parte chiar de un 3 la 0, bă băiatul, 3 la 0 scor de neprezentare și Bayern nu găștigă băieți primul trofeu în acest sezon. Vom încerca din nou să-l ofertăm băieți pe marele jucător, Hakimi, hai înapoi în Bundesliga, dacă tot și măresc suma direct fără nici, sau să încerc, aș încerca totuși din nou cu un schimb. Haideți să o riscăm, Sabitzer și un 40 de milioane, eu zic că este ok. Pentru un schimb și îl doresc, băieți, îl doresc, este nu mai bun. Haideți că măresc la un 45 și mă voi opri la un 50 de milioane. Sperăm să scoatem mai ieftin totuși. Și după ce mă voi reîntâlni cu ei, vedem că nu micșorează păieți, dar deloc nu scad. Păi, în cazul ăsta întreb și eu de un 55 de milioane și ca să continuăm cu 5-urile, le dăm și un 5% dintr-un viitor transfer. Și Hai că o scăzut de o rupt, o rupt. Hai măcar să fie un 80 de milioane băiți 80 de milioane și 5% dintr-un viitor transfer eu sunt foarte, foarte mulțumit Mamă, de bea important Și are 85 overec Vrea și clauză de reziliere Stai cu minte, n-ai treabă Și salariul vrea chiar mai mic decât uh, la PSG Mă, dacă vrea mai micuț Dacă el să a să zic că eu dădeam 150 dar pentru că s-a grăbit, opa, salariul direct mai micuț la această echipă și pare că totuși a, altfel arată acum echipa cu Hakimi pe partea aceasta și cu Van Dijk, mamă, mamă, mamă ce nebunie. Dar în schimb simulăm marele meci, primul meci din Bundesliga și începe normal în forță, prima înfrângere direct în primul meci. Așa ne place nouă. Gündogan, germanul Gündogan va deveni rezerva noastră sau cum îl știți unii, drept Ovi. Aceeași poveste încerc un schimb și un 35 de milioane. Ce zic? Vedem că doresc schimbul, scăpăm de jucătorii mai slăbuți și ne întărim cum trebuie echipa, dă și cu 5% într-un viitor transfer să fie perfect. Întreb din nou de un 35 de milioane și vedem că acceptă Gyundogan, poate să vină foarte rapid la noi. Acesta va fi important, Vreau o clauză de reziliere, hai că lui dau un 100% de milioane, dacă dă cineva 100 de milioane pe acest jucător, îl dau cu mare drag și salariul va fi de un 120 un 1.200, nu mai bun. Și practic, în acest moment avem 3 transferuri foarte foarte mari. Ne-am adus o rezervă nu mai bună, ne ar mai o rezervă de atacant. Și portar, oricum, ne bazăm doar pe Neuer. vom mai simula câteva zile băieți, încercând, încercând să facem o echipă cât mai bună. De data aceasta avem o victorie cu un 3 la 0, avem aproape 50 de milioane. Tot cu bugetul de transferuri, încă o ofertă pe Tolisso, nu mai pleacă Tolisso, gata. Mai simulăm direct până la final, până în ultima zi și cu Berlin scoatem tot o victorie, ajungând foarte rapid în ultimele ore de transferuri. Jones, vedem că a plecat la Newcastle, interesant. Van Dijk și Hakimi sunt cele mai scumpe transferuri pe care le-am făcut, ba da, noi suntem în top și cu Hakimi și cu Van Dijk și cu Sane, Deo Hernandez se pare că este la Real Madrid, Mount la Atletico de Madrid, Coche s-a dus la Liverpool, interesant, în cu a plecat la PSG, Saka la Inter, Maestru Kimpembe la Liverpool și restul transferurilor le vedeți chiar aici. Noi am vândut de aproape 150, dar am cumpărat de aproape 250 și ne mai rămân doar câteva transferuri. Mai încerc încă o dată și pentru ultima oară la Aubameyang să vedem dacă vrea să devină atacantul de rezervă să revină aici în Bundesliga alături de un 30 de milioane și o să întreb iar și iar de un 30 de milioane să sperăm că accept într-un final să măcar mai scad acolo din preț. Voi întreba de un nou de un 30 de milioane și ne vom întâlni imediat. Eh, atunci n-am de ales decât să cresc eu puțin câte puțin. O să întreb în acest moment de un 35 de milioane. 35 de milioane și vedem că ne apropiem foarte rapid. 3, de, și 5 de milioane pe Obameang și acceptăm așa, nu ne mai chinuim pentru 600 de mii. Thierry, Emeric, Obameang se pare că este sporadic, sporadic cu 84 vere. Cum? Cum se poate să fii sporadic? Incredibil, întreb, chiar de un salariu mult, mult mai mic. Hai că acceptăm direct așa. Cum să fii sporadic, bă, băiatule? Deci voi vă dați seama ce echipă avem dacă acesta este sporadic. Sărim direct până în ianuarie să vedem ce face echipa în prima jumătate de sezon. Mare meci cu Red Bull, vedem că l-am pierdut. Egal cu Barcelona, stați că nu este atât de roz situația, măcar pe Nea Mirciu reușim să-l batem, câteva victorii destul de interesante în campionat, batem și Benfica, avem și un match în cupă. Mamă, dar în campionat, ce se întâmplă băieți în campionat, că nu înțeleg. Cu Benfica din nou scoatem un 4 la 1, dar neapărat, neapărat trebuie să batem de data aceasta Barcelona și reușim băieți cu un 1 la 0. Iar cu Neamirciu sperăm să cădem la o înțelegere. 3 la 1, ne au lăsat victoria, batem și Dormund, 4-0, 3 la 0, de data aceasta îi batem pe cei de la Wolfsburg, parcă așa se Și ne oprim pe 1 are băieți, 2022, unde vedem că normal suntem pe locul întâi la un punct diferență, iar cei de la Wolfsburg chiar sunt aproape aproape de noi. Leipzig care ne-a bătut este pe locul 3, Dortmund este pe locul 4, dar la două puncte față de noi ce se întâmplă, campionatul este foarte foarte strâns. Haideți băieți să simulăm până la finalul lunii acesteia unde normal că avem parte de o victorie, o înfrângere și de nouă victorie. Bugetul nostru este de 16 milioane, deci clar nu a plecat nimeni, nu s-a plătit nicio clauză de reziliere. Păi înseamnă că urmează să simulăm și vedem că mai departe am picat cu Atalanta. Că de Legereanu, victorii, scor de neprezentare direct cu Dormund. După care mai departe avem parte de un 3 la 2 cu Atalanta. Cam strâns, cam strâns. Aveam și o pretențiile mele mai mari. Cu Leverkusen scoatem un 4 la 1, încă o victorie mai departe și a picat cu PSG cât de nasol, cât de nasol, altfel spus. Avem parte de Mbappé, avem parte de Neymar, avem parte de Messi, Messi că oare va lua Messi că revanșa un egal este foarte strâns și Hakimi oare se transferă la echipa potrivită, bă, cum 4 la 1, ce distrugere mai departe. A, oh, uleu, oh, păi haideți, cu, bine, cu Juventus, sincer să fiu, cred că e ca Atalanta, nu mă gândesc eu o mare diferență. În cup avem un 3 la 2, un egal cu dorm, un 3 la 1, mai categoric, aici încă o victorie mare, 2 la 1. Și suntem în final, băieți cu Schalke 04, care Schalke 04, ce să vedeți, se află în liga a doua în cariera noastră. Nu cred că avem vreo șansă să pierdem campionatul. Înaintăm, chiar un 2 la 1, a luat, nu putem vedea la cât am luat titlul. E, păi în cazul ăsta care a realizat, mai bine trecem rapid și de cupă. Schalke 04 pierde cu 1 la 0 și avem marea finală a Ligii Campionilor. Și Van Dijk va trebui să se dueleze împotriva fostei sale echipe, un mare, mare duel. Ba uite, și Thiago va trebui să se bată împotriva fostei sale echipe. Noi avem jucători foarte, foarte buni pe teren în acest moment și dăm elegant un Quick Sim unde scoatem un 1 la 0 Müller, marchează minutul 5 și apoi nu se mai întâmplă absolut nimic. Deci am luat campionatul, am luat cupa, am luat super cupa, am luat liga Campionilor. Mai vreți, mai vreți ceva, că nu știu, urmează și Super Cuba, probabil, dacă mai simulam. Dar totuși, băieți, dacă v-a plăcut acest experiment, această reconstrucție și dacă v-a plăcut cadoul pe care l-am primit de la Mystery Shirt, dacă v-a plăcut și mai vreți clipuri de genul pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să mai primim cadouri de la cei de la Mystery Shirt. Neapărat și pe butonul de subscribe să facem cât mai rapid 10.000 de abonați. Păi, băieți, numele meu este DS, vă urez la toți, să aveți o zi extraordinară. Vă salut!